Cetățenii moldoveni care și-au schimbat domiciliul pot depune declarații de ședere pentru a fi înscriși în listele electorale. Comisia Electorală Centrală a anunțat că declarațiile depuse în anii precedenți nu mai sunt valabile, iar cele noi pot fi prezentate până în 10 iunie inclusiv. Așadar, pentru a putea vota la o altă secție decât cea desemnată potrivit domiciliului sau reședinței, alegătorul trebuie să depună declarația de ședere la autoritatea publică locală unde vrea să voteze. În plus, solicitantul trebuie să atașeze o copie a buletinului de identitate și să prezinte un act la depunerea cererii. Ulterior, cetățeanul va fi înscris în lista secției de votare conform locului de ședere declarat. La alegerile parlamentare anticipate din 11 iunie sunt așteptați la urne peste 3 milioane de cetățeni.